Ne aflăm în localitatea Ghinderești, județul Constanța, la punctul gastronomic local, la Grișa se cheamă. Este o casă veche, proprietatea noastră a familiei Matei, care locuim aici în Ghinderești. Noi suntem primii din Ghinderești, dacă ne grăbeam puțin cu vreo 2-3 săptămâni, că eram și primii din județ cu acest punct gastronomic local, dar avem și două camere pentru cazare. Oamenilor le este frică să... E un fel de teamă să înceapă ceva. E un necunoscut așa. Noi am avut acest curaj și am avut condiții specifice și ne-am încumetat să arătăm că se poate și poate vom fi deschizători de drum și pentru alți cetățeni din Ghinderești. Fiind la Dunăre și având o tradiție în pescuit și în preparate de pește, ne-am axat pe pește, deci numai pe pește. Preparatele noastre sunt pe bază de pește de Dunăre, achiziționat de la pescari, câți mai sunt, și este proaspăt pentru că nu funcționăm decât în weekend. Ciorba de pește, deci aici la noi, la Ghinderești, nu se zice borș de pește, se zice ciorbă de pește. Avem plachie, avem saramură, avem malasolca, sau pe românește să zicem scordolea. Doar câteva din pește prăjit. Crapul de Dunăre este dulce, nu miroase a mermol, este un crap sălbatic. Pește de categoria a doua, care dă doar gustul, căpățâni, pe care le-am pregătit înainte. Și încă o codiță de somn, căpățâne de plătică, codiță de crap. Regal de 9 grade. Zarzavatul tăiat mărunt. Și asta este porția. Dacă cineva mai dorește, dacă i-a plăcut mult, sigur nu sunt probleme, îi putem oferi încă o porție. Unii chiar iau și pentru acasă. Avem ambalaje ecologice pentru a fi transportate în condiții adecvate. În afară de a servi masa, vizitatorii noștri pot să desfășoare și alte activități. De exemplu, noi oferim o plimbare cu barca pe Dunăre, apelând la niște colaboratori locali. Se pot plimba cu caiacul pe Dunăre, la fel avem un colaborator. Pot vizita aici în sat Biserica Ortodoxă de Rit Vechi, pot să vizioneze Crucea Staroveră, iar în zonă ne aflăm pe un traseu care începe să devină din ce în ce mai vizibil din punct de vedere turistic, adică avem în zonă Cetatea Capidava, avem Muzeul de Pictură de la Topalu, Dinu și Sevasta Vintilă, avem la Hârșova Cetatea
Carsium și, bineînțeles, comunitatea de ruși lvoveni din Ghinderești, care are ce oferi. În incinta unde se servește masa, avem amenajate niște spații, niște rafturi, unde toți cei care au produse locale de oferit le expun aici la noi și își pun prețul și cine este interesat poate să le, să le cumpere. Adică de la miere, zacuscă, avem cineva care face îmbrăcăminte tradițională, pictură, avem săpunuri, produse tot aici la noi, poate o să le vedeți, de noi. Specificul comunei Ghinderești, de fapt, ei se ocupă mai mult cu pescuitul. Pescuitul este ceva tradițional, s-a moștenit din generații în generații. E păcat, aflându-se pe malul Dunării, e păcat să nu beneficiem de acest turism. În sensul un agroturism, pensiuni, o comună așa frumoasă, aflată pe malul Dunării, să nu beneficieze, să nu progreseze în sensul acesta. Cel puțin cu produsele tradiționale ale zonei, pescărești. Mâncare de pește, pește, tot ce ține de pește. Sunt o grămadă de lucruri pe lângă această apă, deci lucruri frumoase care pot fi făcute, puse în practică.